Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip vreau să vă arăt roșiile pe care tocmai le-am terminat de repicat. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu o săptămână am făcut un live în care trebuia să repic toate aceste roșii, dar eu n-am știut că este sărbătoare religioasă în acea zi și apucasem să programez live-ul. L-am ținut, dar nu prea am făcut treabă. Și bineînțeles că după aceea am plecat la serviciu de duminică și nu am mai avut timp de repicat. Am reușit astăzi să le termin. După cum v-am spus, astăzi suntem în data de 6 februarie. Este ora 4 după amiază. Temperatura în solar este de 8-9 grade. Cam așa a fost toată ziua, pentru că a fost înnorat toată ziua. Deja o să înceapă să scadă temperaturile. Acestea sunt roșiile pe care le-am repicat. Deci aici prima grupă avem chiveli, vedeți, le-am separat cu un rând de mușcate pentru că nu vreau să le încurc. Aici a doua grupă este Havana, se vede pe etichetă, iar separate. A treia grupă este de Rila și cea mai mare grupă. Pe aceste rafturi am urcat năsturii pentru că bineînțeles că nu mi-a ajuns spațiu de repicat și a trebuit să mă eliberez din paturi și am pus și aceste rafturi în funcțiune pe care deja le-am umplut. Acolo sunt tot roșii, este următoarea serie de rila care urmează la repicat, sper peste două săptămâni, sper să mai stea două săptămâni acele alveole. Aici sunt roșiile precoz. Sunt repicate toate în alveole de 32 de celule. Am acolo câteva roșii repicate în alveole de 28. După cum vedeți, lumânările sunt pregătite pentru că peste vreo câteva zile sunt anunțate din nou temperaturi negative pe timpul nopții. Ca să mă arată năsturii mei. Sunt înfloriți, au început să înflorească, dar sunt timp de boboci. Siguranță o să fie frumoși pe în timp martie, o să fie înfloriți abundent. Și aici mai sunt alte roșii, tot rila, acestea nu mi-au încăput în partea asta. Și le-am pus aici, am eliberat spațiul acesta și le-am pus aici. Vreau să vă arăt ceva aici. Uitați, am aici o rădăcină de leuștean. Eu fac de foarte mulți ani asta de leuștean. Nu știu cum a ajuns această planta aici, pentru că eu nu am plantat-o cu siguranță. Dar din timpul verii a început să crească și vedeți că a rupt polistirenul acela. Am împins în el până l-a rupt. Vreau să vă spun că am tăiat-o de două ori. N-am jumulit-o, am tăiat-o doar. Am folosit leușteanul la mâncare. Ultima dată am tăiat-o luna noiembrie și uitați-vă cât a crescut pe timpul iernii, în noiembrie, în condițiile în care eu aici încălzesc doar cu niște lumânări dacă avem temperaturi negative. Am cam înghesuit plantele pe aici ca să pot să obțin loc. Vedeți că am suprapus ghivecele, le-am cam înghesuit, ce să mai. Aici sunt zambilele, să le arăt și pe acestea. Părerea mea că arată bine, v-am zis, nu prea mă pricep la zambile. Din această cauză am doar câteva pahare, pentru că n-am vrut să mai risc bani mulți, pentru că ceapa este foarte scumpă. Îmi fac doar o încercare, să văd ce trebuie să-i fac. O să încerc până să învăț, pentru că altfel nu învățăm. Până nu încercăm, nu învățăm. Cam atât a fost pentru astăzi și pentru mine, să știți că o să mă opresc din treabă, să intru în casă să mă odihnesc. Uitați, temperatura este de 9,6. Pentru că de mâine începe o săptămână de serviciu. Eu sper să revin cu videoclip la fiecare sfârșit de săptămână la aceste plante, să vedeți evoluția acestor plante.
Să vă spun și temperaturile care au fost și care le-au suferit, pentru că vedeți bine că nu am sursă de căldură. Singura sursă de căldură sunt acele lumânări. Și să vedem dacă supraviețuiesc și cum evoluează. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.